această moțiune, propun, nu știu, până sâmbătă și nu mai de așa. Este serioasă moțiune de cenzură. Este într-adevăr despre guvern, despre parlament, despre viitorul României. Mâine avem dialog permanent, stabilim un calendar de bun simț. Și probabil luni sau marți o și votăm. Întâlnire de gradul 0 în scandalul în justiție. Șeful din cod Felix Bănila a vorbit o oră și jumătate cu ministrul justiției. Bănila a anunțat înainte de această întrevedere că ar fi un act de lașitate să-și dea demisia, așa cum i-a cerut pe președintele Claus Iohannis. Totuși, chiar dacă nu va face acest lucru, Ana Ghircea poate demara procedura de revocare a sa din funcție. Corina a zis că îi aduce în acest moment mai multe detalii. Corina, bună ziua! Domnilor și domnilor, într-adevăr, astăzi Felix Bănila a fost la Ministerul Justiției, apropo de a avut o discuție mai bine de o oră și jumătate cu Ana Ghircea, o discuție tensionată, se pare și asta, pentru că inclusiv Ministrul Justiției i-a fi cerut demisia, dar îi preciza Ana Ghircea că încă de vineri i-a transmis lui Felix Bănila că Nero! Poema. Ce faci, bă? Eva. Bă, dar eu te mănânc. Bă, eu te mănânc. Stop, stop.